Bundit, salutare lor, eu sunt Cosmin și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vreau să vă povestesc ceva ce n-am pățit în viața mea, jur, deci tot așa dau asta mai ok. Deci n-am pățit asta în viața mea. Am fost azi pe la, în jurul orelor, nu știu, 6 jumate, la gară să-mi iau bilet pentru că mâine o să plec la Suceava, mâine dimineața la ora 9. Să plec la Suceava, bine, o să filmez eu ceva, văd eu ce pot să filmez. Și, cum îi spune, mă duc frumos acolo, era un om în fața mea, aștept ce aștept. Sărmână, aș dori un bilet spre Suceava mâine dimineață la ora 9. Dar n-avem tren de Suceava mâine la ora 9. Avem la 9 și un minut. Și are noroc că am bun simț, că venea să zic, băi, ești handicapat, ești proastă, ce-i cu tine, cum dracu, mă? Dacă tu, eu spun că vreau la ora 9, tu spui că e la 91 minut, ce mi-e 9, ce mi-e 91 minut? Oricum ajung acolo mult mai devreme, pe la 8 jumate eu sunt deja în gară, deci, în fine. După care spun că vreau dus întors și spun că tot mâine, doar că la 19.30. Și zice că, dar n-aveți... Dar n-avem la 19.30, eu am zis, stați un pic, aveți la 19.31 și nu, avem la 19.27 și eram, a, ok, bun, am înțeles, vă mulțumesc mult, să rămână. Și m-a întrebat, a zis că, ai ceva reduceri? Da, ce ai? Carnetul. Care carnet? De note, puii mei, voi vă dați seama cât de duse femeia aia? Doamne ferește. Și n-am pățit așa. A, și în legătură cu episodul anterior, cu circul, îmi pare rău că a fost așa pe mai multe secvențe, dar era un paznic acolo și se uita tot instant, era tum, 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 și se uita așa la mine. Și eram, da, da, bravo, și trebuia să închid telefonul și nașpa în puii mei. Partea bună e că am putut să vă arăt ceva, măcar lei să-i... am putut filma, m-a lăsat să filmez. Și o perioadă lungă de circă, doar... știți că am filmat ăla care stătea pe chestiile alea în echilibru și după aia am filmat o femeie cu șerp, dacă nu cumva. Da, păi, până la... de la ăla care stătea pe alea în echilibru și până la femeia aia cu șerp, o mai durat o grămadă de timp. Și nu puteam pentru că handicapatul ăla de paznic a venit lângă mine, era acolo și era gen... Lasă că te prind eu, tu morții mă. Te văd eu, văd eu ce faci tu. Și l-a chemat pe scenă și după aia nu mai avut treaba, am putut să filmez în pace și iubire. Nu știu cât de bine mă văd. Habana. Tot ce știu este că mi-e foarte sete și cât am filmat? 3 minute. Vreau să mai filmez măcar 5. Reclamă la apă. Să fac reclamă la apă, încerc să fac opra. Așa, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu. Vă iubesc din tot sufletul că mă susțineți, că apăsați acel buton de like la fiecare episod și, bine, nu toată lumea, majoritate. Am ajuns la un număr de 16 abonați, sunt mândru momentan, dar vreau... Haideți, fraților, până în septembrie să ajungem la 50 de abonați, dacă se poate, vă rog. Și la 50 de abonați o să fac, nu știu, o să fac ceva, un videoclip mai special. Vă promit. O să fac. Deci, până pe 1 septembrie să avem 50 de abonați. 50 de abonați, nu pot să am. 50 de abonați. 50 de abonați. Înainte am venit de afară și am găsit o pisicuță așa de drăguță. A, și de fapt nu știu de ce mai țin videoclip pentru... A, am un clip de azi, a venit o cățelușă foarte simpatică la mine, o chema Mura, din ce mi-au spus copiii de pe afară, o cheamă Mura. Murătura, strigațura, vine pura. Mura, în fine, da, Mura o chema și era așa, avea chef de joacă, gen, na, mă mai mușca de pe aici, mă mai mușca de pe aici. Eu am fost Cosmile Ro, nu uita să vă abonați. A, și o să postez videoclipul unei seară la ora
imediat. Acum este ora 9:44. Bine, vă dați seama că s-ar putea să mai ies afară, nu știu. Ok, în fine. Și... a, o să postez azi, oricum, imediat, e 9:44, pe la 10:30-11 apar, cred că, ambele videoclipuri. Și pentru că mâine, cât îți las Suceava, nu pot să fac absolut nimic, pentru că nu am internet. Mâine tot ce pot să fac este să filmez. Pare rău. Mamă, ce frunte lat am, să-mi bat picioarele, parcă sunt handicapat, bă! Ce mai faceți voi? Ești bine, sănătoși? Poți să mă uit în cruci și așa. S-a handicapat. Hai să dăm butterflip. Nu-i reclamă, da? Nu-i reclamă, vă rog să mă... Ce mai murdare am să mă apă, parcă am luat în mine. Să așa murdar? Aici o să murdar și aici. Bă, parcă am luat în mine să mă iau. Aranjez mai eu. Vă rog din tot sufletul meu ca la acest videoclip să lăsați întrebări pentru Q&A, pentru că vreau de mult să fac un Q&A, dar voi nu mă lăsați să fac pentru că nu-mi dați întrebări. Vă rog frumos, dați-mi cât mai multe întrebări. Pot să fie de la o singură persoană, dar să fie 15-20 de întrebări, măcar atât. Vă rog, eu am fost Cosminel Ro. Ăsta a fost episodul de azi. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!